de astăzi, dragii mei. Este ok să fii vedetă? Da, este ok, mai ales când ești marea câștigătoare a unui premiu de 2000 de ron, deci 2000 de lei. Această doamnă, domnișoară, superbă, va merge la o sesiune de shopping împreună cu mine. Eu voi sfătui, voi recomanda ce să-și aleagă, cum și în ce fel, dar, draga mea, să știi că noi suntem aici în emisiunea E OK să fii vedetă, da? Deci trebuie să alegem niște ținute. Deci trebuie... De la Veranda Mall, da, din noile colecții, pentru că tocmai ce au apărut, trebuie să fii asemenea unei vedete. Ia spune-mi, care este vedeta ta preferată de la Hollywood și din România? Dita Von Teese, îmi place la nebunie. Deci o ador, o ador. Da? Este perfectă, nu? Așa. Este supl, așa, nu știu, este... E, dar și știe să se îmbrace. Corect. Așa. Corect. Dar este destul de glamuroasă așa și destul de excentrică în ținute. Te vezi așa îmbrăcată în stilul acela? Îi place foarte mult stilul vintage și eu sunt adepta rochițelor stilului vintage, deoarece am rămas cu burtică după sarcină și au rochițe la o formă... Ești o mămică! Da. Oh my God! Deci tu vei fi vedeta copilului tău. Da. Sau e fetiță sau băiat? Băiețel. Da, tu vei fi vedeta lui, într-adevăr. Mama este starul, este vedeta băiețelului. Deci o să crească pe lângă tine, o să se uite așa în ochii tăi și o să zică: mama mea este cea mai frumoasă, cea mai elegantă, cea mai deșteaptă. Deci nu trebuie să îl dezamăgim, corect? Corect. Deci trebuie să mergem la shopping. Noile colecții, toamnă-iarnă, vă așteaptă să intrați în magazinele de la Veranda Mall. Noi suntem aici, este ok să fii vedetă, mai ales când mergi la shopping cu o vedetă. Hai! Ok, draga mea, suntem în Veranda Mall. Deci avem coridorul din stânga, coridorul din dreapta, scările, doamne, da, sus, jos. Unde vrei să mergem? Hai să mergem prin dreapta. Hai să mergem prin dreapta. Ok, bun. Astăzi îmbrăcată, era normal, ești filmată, este ziua ta de răsfăț, ai 2000 de lei de cheltuit pentru garderoba ta de toamnă-iarnă. Dar spune-mi, există anumite haine, accesorii pe care dorești neapărat să le cumpere astăzi? Adică ai așa un wishlist? Am un wishlist făcut, dar mă gândesc să ne axăm pe culoarea toamnei, ceva culoare camel, negru, adică așa. Lucruri pe care încă nu le am în garderobă, niște pulovere mai groase, oversize. Ce îți lipsește? Exact. Deci pulovere, oversize și altceva, pantalon, blugi, sneakers, fuste, cizme. Fuste, cizme. Fuste. Da. Aha, da, ok. Bun, păi hai să intrăm în magazin, uite, la oversize aici, să vedem ce găsim, da? Am o rochiță așa. Ai o rochiță așa. Da, bine, aha, e pe galben, dar tot înflorată. Da, da, ce zici? Pantalon cu, uite, așa. Maletă? Da, cu maletă sau jachetă. Maletă, scuze, da, e jachetă. Mm-hmm. Ce zici? Ia uite. Ai ales o fustă mini, ok, puloverul. Ceva mai oversize, puțin ar merge? Da, după părerea mea, depinde. Genul acesta de pulover, de fapt, merge și cu blugi și cu pantaloni casual. Este versatil. Deci eu aș rămâne pe el. Nu știu ce să spun despre fustă, dar cred că
trebuie neapărat să facem shopping, da? Mergem la cumpărături după pantofi, da? La această ținută ar merge niște cisme înalte, ar merge niște sneakers, corect. Da? Ok? Da. Deci dacă asta este ținuta pe care tu ți-ai ales-o, mergem să o plătim, gata. Dăm bănuțul și mergem mai departe, după pantofi, ok? Hai! Hai să încercăm să vedem ce zice. Este foarte important să o las pe Cristina să se desfășoare la shopping. Dacă eu stau tot timpul alături de ea, ea se va simți poate prea mult influențată de mine sau poate îi va fi rușine să spună că îi place un anumit lucru sau nu îi place celălalt lucru. Este foarte important să facă shopping de una singură. Eu o să merg acum și o să văd exact cam ce și-a ales ea. Și bineînțeles că îi voi da un sfat prietenesc. Ce faci, Cristina? Te-am lăsat singur aici ca să te desfășori, să văd cam pe ce, cam ce aș merge. Ochi. Exact, da. Bun, deci ți-ai ales această ținută, este așa cum ai spus tu, smart casual, da? Deci poți să folosești fusta inclusiv, de exemplu, cu un sacou, cu o cămașă, poți să te duci și la servici, poți să te duci și pe stradă, dar poți, de exemplu, să arunci o cămașă, de exemplu, a soțului tău, peste fusta asta, îți pui niște sneakers în picioare și stai prin casă și alergi și îți faci treburile cu copilul. Dar ce văd eu în mâna ta? Pantofii aceștia nu merg cu această ținută. Dar ăștia merg mai bine. Aoleu, ce-i asta? Stai puțin de la. Eu ți-am spus să te îmbraci ca o vedetă, dar nu una atât de excentrică. Deci, așa, eventual, poate pentru copilul tău, când s-o face mai mare. Nu cred că sau că să fie. Sau să-i atârne, așa, știi? Da. Și să se uite la ei și să zâmbească. Am zis să fac o glumă. Sunt foarte cute. Da, a mers gluma, să știi. Deși eu am luat-o puțin în serios și am zis, what? Bun, deci, tu te văd cu acest pantof în mână. La ce te ajută pantoful acesta? Sincer, cu outfit-ul de acum nu merge cine știe ce, dar am acasă alte combinații la care m-am gândit și la care ar merge. De nuduri, negru, blumaren. Așa e, adevărul e că această... Lasă-i acolo. Da. E adevărat că această culoare camel este versatilă, adică poți să o porți la mult mai multe ținute, fie că este... Bine, este un pantof mai de zi, da. Seara mai greu, deși este din catifea, dar totuși e mai greu să-l porți seara. Dar dacă asta este pe lista ta de dorințe și știi că acest pantof merge cu multe dintre ținutele tale din garderobă, de ce nu? Da. Are tocul ușor de, eu știu, destul de comod pentru tine, nu e nici foarte înalt, nici foarte mic. Ușor vârful semi-ascuțit, cum se poartă, e ok. Presupun că i-ai pus în picioare, sunt comozi. Da, i-am încercat, sunt super comod. E perfect. Bun. Dar ce ne facem cu această ținută? Nu știu de ce te-am așteptat ca să-mi arăt, nu știu, să-mi ales ceva, pentru că n-am idee și mie you are the fashion guru. Really? Eu sunt aici pentru tine. Important este ca tu să te regăsești în produsele respective, pentru că tu le porți, da? Mie îmi plac aceștia, îți spun sincer. Talpa ușor mai, știi, flexibilă decât aceștia. Și aceștia sunt în vogă, știi? Dar, uite, vezi, sunt mai rigizi. Dacă mă vede soțul meu cu ăștia, îmi dă în cap. Nu, deci nu. Okay. Deci nu. Bun. Perfect. Deși se poartă, nu e ok. Deci, pe aceștia. Da, perfect. Ia să vedem ce mărime. Știi, 37. Super. Roz, roze, fumești, merg la absolut orice. Chiar dacă arată bine produsul respectiv și parcă îți vine așa să-l cumperi doar de dragul de a-l avea în garderobă, dacă nu puteți să-i folosiți, să folosiți acel produs cu cel puțin 3 alte haine, accesorii, eu știu, din garderoba voastră, sincer, cred că o să rămână în cutiuța lui și cam atât. Și am pățit-o de aceea, tocmai de aceea, eu de fiecare dată fac window shopping, adică merg și fac prospecție. Merg prin magazine, mă uit, îmi clătesc ochii, intru în magazine, caut ceea ce-mi place, probez și le las acolo. Le las acolo o săptămână, două. E, dacă mă trage ața după ele, vin și le cumpăr. Dacă nu, nu. Super, așa, comod. Cum e? Nu e așa că drăguță. Sunt cu? Foarte drăguț. Sunt, nu? Și mie îmi plac, să știi. Deci chiar îmi plac foarte mult.
Da, eu mai caut prin magazin să văd ce pot să-i găsesc frumos, must have, da, și mie îmi plac cerceii aceștia ciucure, se poartă, dar s-ar putea ca ea să nu fie chiar foarte entuziasmată. Hai să ne mai uităm, să mai căutăm, să mai găsim. Genul acesta de gens, tip rucsac, și mă gândesc să-i propun ceva pe genul acesta sau așa ceva. Ok, haideți să vedem ce face Cristina. Cristina! Hello! Wow! E, da, vezi, întotdeauna foarte am spus faine. Lucrurile acesta, că puțin top nu strică niciodată, pentru că înalță atingește piciorul. Și văd că mi-ai găsit și gen. Da, m-am gândit să-ți aleg o geantă care să fie ușoară, confortabilă și știi genul acesta de strap-on, uite așa, știi, ca să o poți purta ușor. Deci minunată chiar îmi place. Să știi că eu am văzut că tu porți cercei. Am văzut în magazin niște cercei din aceea sub formă de ciucure, știi, că se poartă mult. Corect, da, da. Da, am văzut că tu porți cercei micuți și zic, ok, s-ar putea să fie too much. Nu, nu te lua după cum sunt acum, că... Nu? Da. Ok, deci puteam să îndrăznesc să-ți aduc și... Sigur, sigur. Sigur că așa da. O să facem. Aștept. Este ok să fii vedetă, așa cum este Cristina astăzi. A primit 2000 de lei pe care îi sparge la veranda Mall în magazine. Noile colecții de toamnă-iarnă sunt aici în magazine. Iar ea este o răsfățată. Nu știu ce să am și eu banii ăștia acum să fac shopping. Eu sunt prietena ta cea mai bună. Câți bani mai ai? 1500 de lei mai avem. Nu pot să cred, deci am cheltuit doar 500 de lei până acum și câte lucruri și-a luat. Vezi ce înseamnă să zic cu o prietenă la shopping? Să-mi punem mâine. Sfaturi inteligente, da? Deci trebuie să luăm lucruri frumoase, utile și cu bani, știi? Să fim chipzuite. Chipzuite, asta este cuvântul. Să zici când ești gata. Așa, wow. Nu vrei să te ajut cu pungile astea să-ți car câteva? Nu vrei? Mulțumesc, mulțumesc. Îți place așa să simți greutatea cumpărăturilor tale. O roche care mi-a plăcut foarte mult, am primit foarte multe critici pentru ea, inclusiv de la persoane apropiate. Avea un print într-adevăr mai încărcat, dar lumea pe chiar... Facebook este foarte răutăcioasă. Lumea pe Facebook, ok, ideea știi care este? Că dacă ție ți-a plăcut rochea aceea și dacă tu atunci când te-ai uitat în oglindă ți-a plăcut ceea ce ai văzut, asta este important, pentru că, așa cum ți-am spus, și eu am mers la shopping cu tine, dar asta nu înseamnă că eu îți impun stilul meu, da? Ia să vedem. Se pare mult, dar această rochie, fiind așa și cu volane încărcate și cu imprimeul, rochia aceasta cere înălțime, da? Da, corect. Și ușor, cum să zic eu, trebuie să fii destul de slăbuță, știi? Pentru că modelul acesta... E voluminoasă. Exact, e voluminoasă. Are și mânecile voluminoase, are și volum jos, știi? Da. Și atunci, eu nu știu exact cum ai purtat-o tu, dar poate că dacă aveai
părul ridicat, sus, așa, da? Da. Și da. Vinci cu pantofi, cu toc și cu platformă, da. Atunci da, mie mi se pare foarte ok rochia aceasta. Eu, oricum, am vorbit cu mai multe prietene și, într-adevăr, nu o să mai iau până la urmă, dar avem nevoie de părerea ta, să știu okay. cum și eu aș pare. Zice că este puțin too da. Much pentru tine. Da. Da. Da, da, da. Poate nu acum, poate știi da. Mai încolo, după ce că ai spus tu că vrei să mai slăbești, da. Vrei corect. Să mai dai jos câteva kilograme. Corect, pentru că corect. Asta este o rochie care este, într-adevăr, foarte extravagantă, dar ușor modelul e încărcat. Da, 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 da. Da. Perfect, mulțumesc tare mult. Se poate să vă expuneți opinia fără să spuneți lucruri răutăcioase. Da. Mulțumesc. O să ajungi ca mine și ca alte multe persoane să dai bloc. Asta e, da. Și să-ți alegi prietenii da. Cu grijă. Da. Ușor extravagantă. Da, 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 cu siguranță. Ca o vedetă ce ești, normal. Da? Ce zici de toate like-urile și toate voturile pe care le-ai primit? Că ai devenit instant cunoscută, că lumea comenta probabil despre tine. Sincer, nu mă așteptam să câștig, dar soțul meu s-a implicat enorm de mult în concurs. Peste tot unde a lucrat la colegii de la fotbal. Da, exact. Vă dau o bere. Dar 2000 de lei care rămân în bugetul familiei, vă rog, ia, votați. Foarte tare, da, foarte da. Tare. Elvis n-a murit. Cum te simți așa? Nu ești tu, nu? Exact. Hey, dacă te duci acum undeva la un eveniment monden, ești de acolo. Ești cu adevărat vedetă. Mulțumesc tare mult. S-a plăcut la shopping de mult, foarte mult. Și mie mi-a dat o doză de energie. Wow. Da, să știi că energia o ai de la știi, e o adevărată terapie shopping. Eu de fiecare dată când sunt, eu știu, poate obosită, ușor supărată pe viață sau chiar când mă simt bine, place așa să mă duc, să mă relaxez. Îmi iau câteva ore bune numai pentru mine, așa. Iubește-te pe tine. Iubește-te pe tine. Asta este foarte important. Te duci, faci shopping, te simți mult mai bine. Da? Așa. Și de fiecare dată când ai așa câte o hăinuță nouă în garderobă, parcă vezi viața mult mai frumos. Așa e. Nu uitați, așa e. La Veranda Mall. A sosit toamna, vine iarna, colecțiile sunt deja în magazine, deci trebuie doar să vă luați prietena și să mergeți la shopping. Pa, pa. Hai că e ok să fii vedetă.